Iohannis a stârnit furia evreilor din Europa. Reacție furibund de la Bruxelles la adresa F-ului de la Cotroceni, limbaj sinistru. Președintele Asociației Europene a Evreilor, rabinul Menachem Margolin, s-a declarat îngrijorat de afirmațiile lui Klaus Iohannis în care președintele face aluzie la negocieri secrete cu evreii. Eful statului a declarat joi, la Baku, ce nu subliniere tie ce înțelegerii secrete face Dragnea cu evrei în Israel, adugând ce nu a fost consultat de premierul Viorica Dencil înaintea vizitei acesteia în Israel, în perioada 25-26 aprilie. Liviu Dragnea, presubliniere dinte al Camerei Deputaților sublinierei liderul PSD, care a însoțit-o pe Viorica Dencil în Israel, a avut întâlniri cu premierul Benjamin Netanyahu sublinierei cu presubliniere dintele israelian, Reuven Rivlin. Rabinul Menachem Margolin, a cărui organizație de la Bruxelles reprezintă vrei de pe întregul continent, i-a transmis lui Iohannis ce ar trebui să evite utilizarea unui astfel de limbaj greu, cu conotații subtil sinistru. Într-o declarație de la Bruxelles pentru magazine, rabinul Margolin a spus că indiferent de protocoalele stabilite și de nemulumirea evidentă a președintelui ce nu au fost respectate, a îndemnat la reinere și prudent privind folosirea unui astfel de limbaj de către subliniere fi de stat. Sub presiune mediatică, găsirea cuvintelor corecte nu este întotdeauna oarii suntem pregătiți, în acest context, să oferim președintelui beneficiul îndoielii. Dar folosirea unui astfel de limbaj, încărcat cu conotații subtilit și sinistre, poate fi folosit de elementele dubioase din societate, în mod firesc. Declanează semnale de alarmă în rândul comunității evreiești.